bate vântul de acum, nu știu dacă se aude, dar fiecare fermă are așa ca niște puțuri, niște bălți cu apă unde să adapă animalele, să mai scaldă uneori, am văzut. Și aici sunt grajdurile, adică un fel de țarcă, de fapt, grajduri, unde și vacile pe partea alta. Nu am văzut, dar se văd. Pentru fermieri. Și puteți cu ochii numai pășune în aer liber. N-au treabă vacile pe aici. Da, deci aici e un refugiu pe marginea autostrăzii unde te poți opri și lua o pauză și să admiri priveliștea. Aici încolo doar mașinile autorizate au voie.